Bună! Așa cum știți, în ultima vreme a început să se vorbească din ce în ce mai mult despre stomatologia laser. Și bineînțeles, vrem să aflăm și noi ce înseamnă stomatologia laser. Pentru că adevărul este că suntem înfricoșați de vizitele la medicul dentist. Ne amintim că atunci când eram copii, doar când treceam pe stradă pe lângă un cabinet stomatologic, simțeam un miros specific și ni se făcea frică. Ce să mai vorbim? Când intram în sala de așteptare la medicul dentist și auzeam tot felul de zgomote din cabinetul acestuia, tot felul de freze și de sunete ciudate înspăimântătoare. Așa că, întrucâtva, este normal să fim speriați de vizitele la medicul dentist, dar astăzi lucrurile s-au schimbat și, după cum spuneam, se vorbește din ce în ce mai mult despre stomatologia laser. Și noi sperăm să fie ceva mai confortabil pentru noi, ca pacienți, să fie ceva ce nu ne doare. Și vrem să vedem la Arena Sănătății dacă speranțele noastre sunt îndreptățite, dacă astăzi stomatologia modernă ne poate scăpa de durere și nu o să ne mai confruntăm cu acea frică, pentru că dacă în mod repetat noi vom merge la dentist, vom vedea că nu mai sunt mirosuri puternice care să ne sperie, că nu mai auzim zgomote înspăimântătoare și că nu ne mai doare nimic, atunci poate că vom merge și vom respecta vizitele periodice la medicul dentist. Așa că noi, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, ne-am propus să vorbim despre stomatologia laser, despre utilizarea laserelor în stomatologie. Astăzi, laserele se utilizează în decontaminarea bacteriană, se utilizează în cadrul unor intervenții în cazul pacienților care se confruntă cu parodontoza, se utilizează, bineînțeles, și pentru a grăbi vindecarea în urma diferitelor tratamente stomatologice, dar se utilizează și pentru tratarea carilor. Cum se poate rezolva o carie cu laserul dentar? Despre toate acestea vom vorbi în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății. Pentru început, vrem să vedem la modul general ce reprezintă laserele în stomatologie. Și pentru aceasta am stat de vorbă cu doamna dr. Petronela Luca, medic dentist cu competențe în implantologie, parodontologie și stomatologie laser, cea care a fondat clinicile Unident, clinici dentare premium care se găsesc în Tulcea, în Galați, în Buzău și în Brașov deocamdată. Așadar, haideți să vedem împreună ce este stomatologia laser. Laserele sunt de mai multe tipuri și sunt utilizate în funcție de scopul pe care îl urmărim. Laserele diodă sunt cele care sunt recomandate pentru decontaminarea bacteriană. Au început să fie utilizate din ce în ce mai des și mă bucur acest lucru pentru că pacienții mai aud și din alte locuri că există această metodă și ne e mai ușor să lucrăm cu aceste echipamente când oamenii sunt informați. Dar pentru ce anume se utilizează laserele în stomatologie? Laserele astăzi se folosesc aproape pentru toate afecțiunile dentare și aproape în toate manoperele. Excizăm țesuturi, excizăm țesuturi moi, excizăm țesuturi dure, facem anestezie cu laser, decontaminăm bacterian cu laser, biostimulăm cu laser, adică revitalizăm structurile gingivale și dentare, pulpa dintelui, curățăm pungile parodontale, facem o multitudine de terapii cu laserul dentar, astfel încât stomatologia astăzi nu doar că a devenit mai ușoară, dar rezultatele sunt mult mai rapide, vindecarea e mult mai accelerată, sunt confortabile manoperele, astfel încât și medicii și pacienții sunt fericiți. Post-tratament utilizăm lasere pentru biovitalizare, pentru a aduce un răspuns din partea țesuturilor de vindecare rapidă, tocmai pentru a potența rezultatele. Așadar, noile tehnici din stomatologie pot să facă vizitele noastre ale pacienților în cabinetele stomatologice mult mai plăcute și mai confortabile. Așa că, probabil, în timp vom reuși să scăpăm chiar și de proverbiala frică de dentist.
Totul este să ne informăm adecvat și să alegem sănătos. Știm. Puteți să spuneți că este sloganul nostru, acela de a te informa adecvat și de a alege sănătos. Dar este mai mult decât un slogan, este crezul nostru și asta și încercăm să facem zi de zi, să venim în fața dumneavoastră cu materiale bine documentate, cu informații validate de specialiști și să vă prezentăm noile tehnici, proceduri și materiale din medicină și din stomatologie. Totul în încercarea de a fi mai sănătoși, în încercarea de a preveni o serie întreagă de afecțiuni și dacă mergem regulat la medic, cu siguranță vom reuși să prevenim o serie întreagă de afecțiuni. Pentru toate acestea, noi vă invităm să urmăriți în continuare emisiunile noastre. Pentru a nu le rata, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și dați like paginii noastre de Facebook. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm în continuare pe accmediachannel.ro. Bineînțeles, vă dorim multă sănătate, aveți grijă de voi și de cei dragi. Informați-vă adecvat și alegeți sănătatea!